Salutare, dragilor! În acest video vă arăt ce am mai cumpărat din Lidl în valoare de 85 de lei și am luat două pâini, două franzire albe de la Tastino. Am luat acest bag de Pepsi, a fost la 15 lei la ofertă de la 23. Apoi am luat aceste de iaurturi grecești și cred că au fost 10 lei, dacă nu mă înșel, 4. Sunt foarte bune. Apoi cel mic și-a luat două seturi din astea de ouă Kinder, deci și 10 lei un set. Sunt câte 3 în această cutie. Deci are 6 ouă. Am mai luat un Schweppes. Cred că a fost 7 lei și ceva, la un litru jumate. 3 beri Newmark, cred că 4 lei a fost o bere, la 0,66. Și am luat această floare, care a fost, nu știu, 15 lei, în ghiveci. Așa. Apoi de la Pepco am luat încă două din astea de șervețele pentru mașina de spălat. Sunt foarte bune și la doar 6,50 lei o cutie. Și am luat două. Cel mic și-a luat această mașinuță care a fost 13 lei de metal. I-am mai găsit o bluziță drăguță cu turtă dulce, deci este așa roșie simplă, mărimea 134 și a costat doar 10 lei. Foarte faină mi se pare. Și are aici așa buzunar și turta aceasta dulce. Și mi-am găsit și această minunăție de zânuță, deci tot la Pepco. O să vă atașez la sfârșit că au băgat mai multe și cele pe roz și fetițele astea. Un scurt clipuleț în continuare. Deci 38 de lei a fost și această păpușică pe care mi-o doream să o am la colecție. Zânuță. Tare drăguță și are aici acele aripi de îngerăș. Și da, cam astea au fost cumpărăturile. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Eu vă pup, la revedere!